Dispoziția numărul 201, privind din 19.04.2023, prin convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local, în data de 26.04.2023, ora 10, următoarea ordine de zi. Proiectul numărul 1, privind alegerea președintelui de ședință. Proiectul numărul 2, privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 1 al anului 2023. Proiectul numărul 3, privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău. Proiectul numărul 4, privind implementarea proiectului loc de joacă pentru copii din satul Virișoara. Proiectul numărul 5, privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către SECE, compania RomFresh-SA, de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957, din 6.05.2015. Proiectul numărul 6, primit aprobarea raportului de evaluare a bunurilor din domeniul public a cunoștinței funcționare. Proiectul numărul 7, privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economice aferenții investiției construire pod din beton pentru râul Totuș, în comuna Ștefan cel Mare. Proiectul numărul 8, privind clasificarea unui drumuri de interes local în categoria funciară străzi. Proiectul numărul 9, privind includerea teritoriului UAT Comunăștima cel Mare în parteneriatul Leader, Galu Valea Trotușului pentru implementarea SDL cu finanțare 2023-2027. Proiectul numărul 10, privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție a aparatului de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău și a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică, modificată ulterior. Proiectul numărul 11, privind preluarea în administrare de către Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare a unui sector din drumul județean DG 114, de la kilometrul 0265 până la kilometrul 0365, situat pe raza teritoriului administrativ al municipiului Oanești. Proiectul numărul 12, privind acceptarea construirii dreptului de superfis cu titlu gratuit pentru suprafață de 1160 metri pătrați, înscris în cartea funciară numărul 68924 Onești, în favoarea Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Și punctul numărul 13, privind modificarea HCL numărul 10 din 25.03.2023, privind stabilirea drepturilor salariale pentru personalul angajat în funcții publice și funcții contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și structurilor subordonate Consiliului Local. Aceasta este ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Nu sunt. Trecem la dezbaterea proiectelor, da? Punctul numărul 1. Alegerea președintelui de ședință. Nu mai supunem ca președinte, cred că azi. Da. Ales. E ales, da? Rămâne același pe care l-ați ales în ședință la anterior. Proiectul numărul 2. Îți dai seama că pierdei funcție. Ai, doamne, crește. Doar asta, da. De asta am să zic să nu cumva să punctul numărul 2, da? Execuția contului bugetar pe trimestrul 1. Ați primit material, aveți ceva întrebări legate de execuția bugetară pe trimestrul 1. Da, e da, e da. Întrebări să o spuneți dumneavoastră, da, mai departe. Da, foarte. Da, să faceți ce faceți cu da. Fiecare din noastră și fiecare dintre noi. Așa, întrebări. Da. Da. Discuții? Discuții, dacă sunt. Dacă vreți, nu știu, nu știu, întrebări. Nu. Legat, spune la vot, da? O să născă pentru? Abține, împotrivă, nu sunt. Punctul numărul 3. Privind acordarea cotizației pentru anul 2023 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate. Taxa pe care o plătim anual, da, de 8.000 lei.
Pentru comune cu o populație între 5.000 și 1 locuitori și 10.000. A fost. 3.000 și apoi 5.000 și 10.000, nu? Între 5.000 1 și 10.000 da. De locuitori. Da. Locuitori, da. Taxa este de 8.000 de lei. Să punem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Împotriva, abținere, frumos. Punctul 4. Implementarea proiectului loc de joacă pentru copiii satului Vișoara. Știți de ce vorba? S-o tot discutat despre locul ăla de joacă de la Vișoara acolo. Să... Dacă aveți... Deci trebuie să legăm la DAL. Așa? Cele două proiecte pe DAL. Terenul de sport de la Buginaș și locul de joacă de la Vișoara. Da. Acum, supunem la vot. Așa școală, în spate școală. Cine este pe așa? Cine este potriva? De fapt, la Buginaș. Cum a fost magazinul de aici? La școală de aici. Da, da, în spate așa. La școală. Și la Vișoara, tot unde a fost școală. Era de aici. Proiectul numărul 5. Respingerea modificării ajustării tarifelor făcute de către SECE compania Rotest Service AS SA. Da, cum dezvolți? Aici, domnul administrator. Rotest, o calitate de operator al serviciului de salubrizare în județ, s-a dus cu o propunere de ajustare a prețurilor la ADIS. Și conform ordinului 640 de la ANRSC, aveau și obligația de a depune un set de documente din care să reiasă necesitatea modificării sau măcar să motiveze într-un fel de ce trebuie modificate prețurile. Majorate, da, foarte bine. Majorate. Ei, li s-a trimis o adresă prin care au fost convocați, haideți să discutăm ce clarificări trebuie să mai depuneți ca să modificăm, să fie totul legal conform legii ANRSC-ului. Cei de la Loprest nu s-au conformat și astfel că ne vedem puși în situația de a respinge propunerea de majorare, lucru benefic de aia, cel puțin pentru moment. Și, după cum știți, de fiecare dată când sunt adunări generale, atât la ADIS cât și la ADIM, este nevoie de hotărârea asta de Consiliul Local, prin care se mandatează reprezentatul în persoana mea sau a domnului primar, astăzi în persoana mea, pentru că noi trebuie să votăm acolo un act a faptul că respingem propunerea Loprestului cu motivele pe care le-am menționat anterior. Foarte bine. Și așa e prea acum, m-am prea mână. Nu stați. Da, alte discuții? Spune la vot proiectul numărul 5. Pentru, ține împotrivă. Nu sunt. Proiectul numărul 6. Privind aprobarea raportului de evaluare a bunurilor din domeniul public al Comunității Banii cel Mare. Aici... Spune, doamnă secretar. Poate spune, doamnă secretar. Deci am dobândit în proprietate terenurile aferente podului de la Brișoara, pe care se vor realiza investiția construirea podului. Și un teren dobândit în urma contractului de donație cu Șerban SECE Grup Interoarme, prin care ne-au donat un teren tot pentru această investiție. Ca să putem trece în contabilitate valoarea de inventar, a avut loc un raport de evaluare întocmit de către un evaluator ANEVAR, autorizat, care ne-a făcut evaluarea terenurilor respective din punct de vedere contabil, mai multe. Și pentru asta avem nevoie de însușirea raportului de evaluare din partea Consiliului Local. Alte discuții? Păi, nu că sunt în perspectivă, știu ce. S-au mai discutat și nu faci ședința și doar așa că nu. Supune la vot. Cine este pentru? Potriva abținerea, nu sunt. Proiectul numărul 7. Privind aprobarea investiției de indicatorilor tehnico-economice, aferent investiției construirii de pod din beton peste râul Plotuș. Aici e vorba despre... Ce ați făcut din mie? Cum?
Nu îi faci un el, tot din el. Mai aici, Dorbuleța, trebuie să se facă. Îi place structura, dacă nu, n-ai niciun cuvânt. Și să spun, nu e trebuie să faci, acum e un petent. Lasă-l. Bun. Aveai tot ce ar pensa și tu iubi mielul tău de la magazul lor, păi mai e de... Tata au făcut, dar... Iar ați discuții? Nu, nu, păi stați un pic ca să vă spun, valoarea totală estimată a investiției, fără TVA, este 19.779.935 de lei, cu TVA 23.499.526.99. Păi trebuie și unul. Deci e o lucrare destul de mare, se ridică la 4.500.600.000 de euro. Da, eu ziceam că am 3 milioane. Era vorba de 3.500.000 să se facă un port nou și să mențină cel existent. Da. De la CNI, ca să ne aprobe investiția, s-a spus clar, se face pod nou și se demolează celălalt vechi. În condiții de când se păstra podul vechi, cel nou avea o lățime de vreo 7 metri, 7 metri jumătate. Nu era prea mult trotuare, acum prinde și pietonal și e vreo 12 metri. Deci podul va avea o lungime totală de 210,65 m. Lățimea totală este de 11,4 din care carosabil 7,8 și trotuare, câte două trotuare, 1,55 metri. Sunt, este zona de circulație la trotuare de 1 metru și 0,55 este zona de siguranță. Sunt 4 deschideri, din câte știu eu. A câte 30 și ceva de metri de deschidere, adică de la la lungimea 210, 4, 5 deschideri, că 5 deschideri cu 40 de metri lungime. Așa și un 5.0 aici în mesul. Aveți idei despre ce... Dar le-am primit și noi, toate. Au omis ceva, e vorba la urmă acolo. Au omis ceva, e vorba la urmă acolo. Vreau toată polul în urmă. Păi o să spun terenul. Încă nu o cătării, să o cătării. Cam da. Mai e, până călcăm pe el, mai e. Mai sunt drumuri din București, din Vârbăță. Alte discuții? Dacă nu sunt, spunem la vot, trebuie numărul 7, ce este pentru, ține împotrivă, sunt proiectul numărul 8. Privind clasificarea unor drumuri de interes local în categoria funcțională străzi. Aici tot doamna secretar, că spune de discuții vorba, cum să ieși cu domeniul public. În inventarul, ca să putem să atestăm în inventarul domeniului public anumite drumuri care noi, la momentul acesta, le avem clasificate ca străzi și avem și denumirile străzi, când trimitem la guvern, nu ne admite atestarea inventarului fără clasificarea drumurilor. Ca să fie clasificate în străzi, ne trebuie acest HCL. Noi trimitem acum, nu pentru toată, la nivel de toată comuna, trimitem doar pentru 4 drumuri care nu au fost scrise în hotărâre de Consiliu de Atestare a Domeniului Public. Și ca să ne avizeze, să ne dea punctul de vedere ministerul, avem nevoie de această hotărâre de Consiliu Local. Adică,
în speță, e drumul de la strada principală, nu, strada Jovrei la Pontaș. El era clasificat ca și drum comunal. Ca și uliță. Uliță, pe drum de interior local. Așa. Și acum e strada principală. Avem strada de la... ulița de la Bogdana la Crainic. Da, nu trebuie nominalizat. Așa. Deci sunt patru străzi pentru care avem nevoie de atestarea domeniului public. Și pentru atestarea domeniului public avem nevoie de această hotărâre de clasificare a drumurilor, respectiv în străzi. Asta e. Vom mai avea situații de genul ăsta. Orice care avem nevoie de hotărârea Consiliului Local. Da. Alte discuții? Supunem la vot, proiectul numărul 8. Toată lumea nu este de asta. Proiectul numărul 9, privind includerea teritoriului luat de comunitatea cea mare în parteneriatul Lider Gal Valea Trotul. Nu ne facem parte din Galul Valea Trotului, dar ca să putem accesa fondul pe Gal, așa, trebuie să avem un parteneriat cu Gal. Asta e... Ok. Dar suntem mai multe comuni și la acel rând lor au acel parteneriat cu Lider Galul Valea Trotului. Discuții, da, discuții. Dacă să o supunem la vot, proiectul numărul 9, cine este pe anul? Cine este pe anul? Proiectul numărul 10, privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție a aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor publice de interes local. Doamna secretară. Nu, în urma recensământului de anul trecut, am avut am avut 5.134 de locuitori și raportat la acest număr de locuitori revin tot cele 30 de posturi care prefectura ne le aprobă. E vorba de 30 de posturi în administrarea, în aparatul de specialitate a primarului, plus cele 5 posturi de poliție locală. Și încă 5 posturi, astea sunt temporare, atât timp cât accesăm fondurile europene. Dar acele 5 posturi nu sunt din exterior, sunt tot din cadrul aparatului de specialitate a primarului, cei care, într-adevăr, lucrează pentru implementarea proiectelor pe fonduri europene. Lămuriți? Da, și mă încă un șofer în așa. Da. Deci au rămas, practic, aceeași formă. Aceeași structură. Aceeași organigramă. Plus, este vorba de cele 5 posturi pe fonduri europene. Dacă nu am sub 5. Atunci cum ai... Pe ei sunt niște formule de calcul la o populație, cât... În posturi. Da. Alte discuții? Nu punem la vot. Nu este pentru, potriva abțineri, sunt proiectul numărul 11, privind preluarea în administrare de către Consiliul Local Ștefan cel Mare, a unui sector din drum, mod județean DG114, 100 de metri, da. Deci e vorba de investiția care va ajunge podul la Piselul Tunis. Ca să putem face această investiție, avem nevoie de niște teren care este pe raza OAT Onești. Avem nevoie de niște teren care aparțin din Consiliul Județean de secția de drumuri județene. Drumul 114 e drumul județean care este care se înțeapă pod în el. Și am mai avut nevoie de terenul care ne l-a donat Șerba. Eu aș spune să atacăm două puncte, și 11 și 12. Drumul județean
Consiliul Județean ne dă o lungime de 100 de metri de drum județean care se racordează cu podul și OAT Onești ne dă o suprafață de 1160 de metri pătrați, este intabulat, înscris în carte funciară. Înscris în cartea funciară este și cel de la Șerbandă. Am vorbit luna trecută, în ședința anterioară. În ședința anterioară. Da. N-ar mai fi motivii să nu ne primească documentația la CNI, atâta timp cât avem clarificată situația juridică a terenului. Urmează să mai facem un parteneriat cu Apa Siret. Acolo e o procedură mai greoaie. Am depus solicitarea la Apa Siret, dar trebuie să ajung la București, să ajung la Minister, trebuie mai multe avizări, acolo s-ar putea să dureze vreo două luni de zile până când o să facem acel parteneriat cu Apa Siret. Da? Toate la timpul lor. Noi avem și pentru Apa Siret făcut cadastru, intabulat, înscris în cartea funcțională, tot absolut. Alte discuții nu sunt, da? Supunem la vot cele două proiecte. Este pentru, potriva abținere. O să trecem la unul punct. Proiect de hotărâre privind hotărârea Consiliului Local numărul 10, modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 10 din 25 aprilie 2023. Aici, doamnă secretar, vreau să vă rog alte spunele și doamnă Dumnezeu. Tot pot spune și eu. Poftim, doamnă secretar. Deci, prin apariția legii 103/2023, care intră în vigoare pe 29 aprilie, prin care s-a stabilit ca indemnizația viceprimarului și a primarului să se raporteze la minimul de economie din 2021, respectiv 2300 de lei. Cum bine știți, până acum a fost plafonat la 2080, adică la nivelul minimum pe economie, de la nivelul anului 2019. Prin această lege... 2017. 2017, legea 153 din 2017. Da, dar minimul pe economie era 2019, care era 2080 de lei. Da. La coeficientul 2080. Acum, de minimă pe economie fiecare an, s-a majorat, după știți, până la cât a ajuns. Dar legea îi plafonează la 2021, adică la 2300 de lei ori într-un coeficient. Aici intră în calcul și indemnizația pasierilor. La Valea Seară. Alte discuții? Având în vedere că prin hotărârea de Consiliul Local de Navarra a stabilit salariile pentru anul 2023, vedem nevoit să modificăm acea hotărâre. Pe de la 2080, salariul minim pe economie acum e 3000. Exact. De la 2080 s-a făcut 2350, 3000 și salariile primarului și viceprimarului au rămas tot la nivelul 2080. Salariul minim pe economie. Pe guvernat avea grijă să spun. Se mărește salariul minim de economie, dar primarul rămâne plafonat la... Exact. Da. Hei, am votat. Și acum am văzut că la 3.000, tot la 2.300. A, discuție. De când mii pe mulți ani. Nu sunt, da? Să punem la vot. Nu prea avea nimeni. Nu prea avea nimeni, dacă am cam... Prea, poate luna se ținărească. Păi nu, și indemnizația consilierului este raportată tot asta. Da. Cu aceste discuții... Ce, da? Dacă nu diverse, dacă nu diverse, nu avem trecut pe ordinea de zi, dar putem discuta. Dacă aveți ceva, să scrii ceva acolo. Unde? Da. Dacă nu, declar ședința încheiată.